O nouă criză de antibiotice, inclusiv cele pentru copii, este în plină desfășurare în țara noastră. Producătorii externi ar fi încetat să le mai furnizeze pentru că, spun farmaciștii, prețul mic de la noi i-ar dezavantaja. Conform Digi24.ro, Agenția Națională a Medicamentului încearcă să facă lumină în această situație. Până atunci însă, oamenii se plimbă de la o farmacie la alta ca să găsească antibioticele prescrise de medici. Nici în depozite nu mai există stocuri, deși farmaciștii fac cereri în mod constant. În ceea ce privește medicamentele pe bază de amoxicilină, agenția a luat legătura cu deținătorii de autorizație de punere pe piață. Aceștia au comunicat că nu există nicio discontinuitate până în acest moment. Într-adevăr, cantitățile existente sunt relativ mici. Vom solicita în cel mai scurt timp deținătorilor de autorizații de punere pe piață informații complete despre calendarul livrărilor din ultima perioadă. Între timp, oamenii se chinuie să găsească medicamente. În județele Maramureș, Sibiu, Alba sunt deja câteva luni de când antibioticele pentru copii lipsesc din farmacii, relatează Digi24.ro.